pozitivitatea și negativitatea sunt niște alegeri, cât se poate de simple. Sau nu întotdeauna atât de simple, poate. Noi, ca și oameni, funcționăm pe baza ideilor care ni se întipăresc în minte, să spunem, asemenea unor axiome de la matematică, din matematică. Ei bine, cum reușim să le facem axiome? Cum reușim ideile să le facem axiome și cum reușim ideile pozitive și, bineînțeles, ideile negative să le transformăm în axiome și să știm că sunt întipărite bine în memoria noastră? Validându-le. Cum reușim să le validăm? În funcție de propria persoană și de trăirile personale, după un număr mai mare sau mai mic de încercări. Mai precis, dacă ne gândim la două exemple negative în cazul unui lucru din viața noastră, deja se impregnează undeva. Pentru a putea să-l schimbăm și să-l reimpregnăm cu altceva, avem nevoie de vreo 10 exemple asemănătoare voite pozitive. Nu e chiar puțin, dar nu e neapărat nici foarte mult. Și la 10 deja cu siguranță reușim să le batem pe cele două anterioare. Adică dacă, să spunem așa, ne raportăm la povestea lui Creangă, prostia omenească, dacă am văzut odată căzând drobul de sare și l-am mai văzut odată căzând, deja în mintea noastră există probabilitatea să se creeze un fel de regulă. Știm că se va întâmpla lucrul acesta. Dar dacă după aceste două dăți când s-a întâmplat mai avem cazuri, exemple pozitive în direcția cealaltă, care reușesc să ne dezlege de situația anterioară a drobului de sare și, nu știu, apare pisica ce dă poate drobul de sare într-o altă parte sau altceva, ne raportăm la pisică, nu doar la drobul de sare care pur și simplu va cădea de pe cuptor. Știți povestea prostia omenească, sper, nu? Când toate lucrurile rele încep de la faptul că soția unui om și soacra lui se temeau de drobul de sare care este pe cuptor sus și cine știe să nu cadă, să strivească copilul, să strivească bebelușul, ne gândindu-se că ar putea să mute bebelușul de acolo, drobul de sare de acolo și așa mai departe, multe alte variante. Ei bine, în momentul în care avem astfel de exemple negative care se întâmplă, noi ajungem să le impregnăm bine în memoria noastră. În momentul în care venim cu alte exemple pozitive, putem face anumite schimbări în direcția aceasta. Acum, ce să zic? E cât se poate de simplu, trebuie doar să încercați. Dacă aveți o memorie negativă, să zic așa, puteți să încercați să o schimbați cu una pozitivă, în mod voit, repetând un lucru pozitiv. E simplu.